7 o'clock in the morning, in Fermartier, the period between February and March that Romanian shepherds find notoriously hard, because it's as if the winter is refusing to give way to spring. But this isn't Romania, but southwest Wales. Farmers have been raising sheep here for hundreds, if not thousands, of years. In times past, they used to move their flocks along with their entire households from winter to summer pastures. Halfway up that distant slope, the remains of a summer farm with its stone outhouses stands mouldering in a mossy hollow, surrounded by tall trees. The practice of herding sheep is so old it predates agriculture, and almost everywhere you find sheep farming, you find a language and a way of talking that are universal. While travelling around Romania to research a guidebook, I find myself bewitched by the farming methods still being used there. That was in the early 1990s, and of course with the country's progress into a capitalist economy, and especially since its accession to the European Union, the way farmers regard their business has massively changed. Subsistence farming has fallen into disuse, and agribusiness threatens to swamp the small farmers who are left, and in many cases is very bad for the land itself. It's easy to become dewy-eyed about the old ways, which for many people spelt poverty and hardship. But more and more of us are realising that the modern system isn't working, and we need to look again at more sympathetic methods of producing our food. I wanted to find traditional sheep farming stories in Romania, because I believe that by talking to people who have first-hand experience of the life in question, you can add value to the general knowledge bank, and that's why I put this trio of films together. About 4 o'clock in the afternoon in Bozovic in Kalash, Severin. I've just been let off the bus for anyhow with me out. I'll stay here for a few days. I'm not here, but I'm in a nearby village called Rivalia to take part in or at least observe an ancient tradition called Smozel Oile, which is measuring the milk of the sheep. In early June 2013, I had the luck to visit a village which I'd come to think of as a kind of Atlantis in the world of traditional sheep farming. Located in southwest Romania and the southern foothills of the Carpathian Mountains, Vaidien is not particularly inaccessible, nor has it disappeared under the ocean waves, but it was once a refuge for free-thinking Romanian shepherds who were escaping from tyranny and as such had assumed romantic status in my mind. The shepherds in question had fled from an area called Mărginimia Sibiului, directly to the north, in what was then Habsburg-controlled Transylvania. That was in the 18th and early 19th centuries, and as I understood it, their reasons for leaving had to do with religious persecution, as well as a desire to avoid conscription in the Austrian army. This was when the bigger geopolitical picture showed that the Habsburgs, having routed the Turks from the outskirts of Vienna and forced them out of Transylvania as well, had created a long line of military defence across southern Europe, thereby splitting what is now Romania in two, with the Roman Catholic Austrians to the north and the Muslim and Ottoman Empire to the south and east. South of the Carpathian chain lay Wallachia, ruled by the Turks but managed by Greeks from Constantinople, or of course what was then Istanbul. The Turks let their subject peoples alone when it came to religion, and it was an area where the Orthodox Church, as well as some Romanian princelings, had huge landholdings. In this big arena, an enclave of immigrant shepherds established themselves in a corner of western Wallachia, in what is now the county of Vâlcea. They were intensely proud of their status as free men and women, and I had the impression that they had flourished in an environment in which, as long as they paid their taxes, the ruling powers left them more or less alone. Vaidien existed before the arrival of the Mărginieni, having been founded in the 1200s by exiles from a previous tyranny, that of the Mongols. Rather ironically, the newcomers were, and still are, known either as Ardelen, after the Hungarian name for Transylvania, or Unguren, in other words, Hungarians themselves.
Hungarians they were certainly not only because they spoke Romanian, but historically because the presence of Hungarian landowners in Transylvania had often been difficult for the Romanians, in the sense that Hungarian Magyar culture lorded it over Romanian culture. Another popular name for these Carpathian-dwelling sheepherders is Mocan. It has been said that it was the Mocan who inspired the idea of Romania becoming an independent nation in the first place. I've no empirical proof of that, but I can say that the shepherding families that I've met on either side of the Carpathians have struck me as extremely determined and self-sufficient folk. In just 1.5 days, I couldn't hope to understand a great deal about Viadien, but I think my interviews with Adam Banciu, Nicolae Gioanca and Bartolomeo Todic gave me some insights into the vivid character of these so-called humble folk. Their experiences and achievements may look small in global terms, but it was thrilling to hear them at first hand, and I hope you'll enjoy them too. Stați aici. Transilvania a fost formată de mii și sute de ani de păstori care au venit și din Ardeal și din partea Banatului. La 1200 tătarii au, la anul 1200 tătarii au invadat Banatul. Și toți locuitorii, majoritatea români, s-au retras în partea sub poala Carpaților, Olteniei. Și unii dintre ei au fost veniți din Ardeal la 1775. Din Jina a părăsit comuna Jina și un sat a venit. Unii a rămas aici, unii s-a dus la Băbeni și unii s-a dus, domne, la Corbi, în Argeș. Și așa s-a format Transilvania, care ei primăvara urca la munte, iar toamna pleca la țară cu oile, se ducea și se ducea până satul mare, până la Dobrogea și venea iar înapoi cu oile primăvara și urca sus la munte, la izvor unde era apă dulce, caldă și iarbă bună de păscut. Și vara femeile cosa cămăși frumoase și toamna venea de la munte și se îmbrăca și se ducea la hură și fericit era. Și astăzi să vă spun din poezie, din leagănul poeziilor. Domnul, dacă pot să întreb ceva, cum vă numiți? Mă numesc Joanca Nicolae, din comuna Vaidien, județ Vâlcea. Născut în Novaci, căsătorit în Vaidien în 1976 ianuarie. Mulțumesc! Ok. Și formându-se, Transumanța mergea la munte. Și eu a rămas astăzi, foarte puțin am mai rămas și mai foarte puțin băcițe, mai sunt câteva băcițe mai în vârstă așa, care am făcut o singură poezie. Am rămas singur cântând și bățițele oftând și bățița iasă în poartă și oftează câteodată, oftează de foc și dor, de apa de la izvor. Primăvara când venea, ea la munte se ducea, stâna ea și-o mătura, oile și le mulgea, cămașă faină cosa, iar toamna când venea, de la munte cubăra, cu cămașa se îmbrăca și la horă se ducea, fericită mă era. Dar acum așa de-n poartă și oftează câteodată, cine am fost acum odată. Domnul să vă dea. Mulțumesc mult! Acum să vă fac o doină rămasă de pe plaiurile munților, când urca oile la munte. Ajungea la stână, își cânta doina și învârtita, Jiana și învârtita. Muzica.
Și acum să vă fac o jeană care se juca la nedeie vara la Sânziene, se făcea nedeie în lotrune, acolo se aduna ciobani și de pe Ardeal și din partea Hunedoare, din Vaidien, Novaci, și făcea acolo hore și fericiți era vara acolo când se aduna ei. Și acum să vă cânt o jeană învățată chiar acolo când eram numai de 15 ani. Am învățat-o chiar acolo când... Să vă ajute și Dumnezeu să vă binecuvinteze la mulți ani fericiți. Doamne ajută! Cea mai mare tradiție din Vaidena a purtat-o profesorul Todeci, care el singur și-a cântat doina și și-a păstrat obiceiurile și satul natal. Nu l-a uitat și nici eu nu l-a uitat. Și dânsul mi-a spus așa, e ce ți-am dat să mergi să-mi cânti și cânte cu cât trăiești în lumea și eu cât o-i trăi pe acest pământ, doina dânsului asta cântă. Și doina dânsului, asta sunt feciorii din Vaidien. Să vă ajute. Și Dumnezeu să-i ajute pe domnul profesor Todeci, fiindcă el a purtat și a scris monografia satului. Că încă nici până acum tineretul, abia acum am aflat și noi de unde ne-am tras și de pe unde dânsul a fost prima, a fost cineva, a fost scrisă prima carte, a fost scrisă de Băncescu, de profesorul universitar Grigore Toma Băncescu a fost scrisă prima carte și la urmă domnul profesor Todeci a început să scrie cea de-a doua și cea de-a treia. Și încă acolo sunt înscriși toți după unde am fost venit și a venit aici a Transumanța la Vaidie. Și dumneavoastră sunteți parte la echipa Da, muzicală, eu sau? Fac parte din echipa de ansamblu a Fluieraj la Vaidie. Câteodată eu mă duc cu copiii care trebuie să le poarte cineva de grijă, trebuie să-i învețe, să-i învețe cum ne-a învățat și pe noi alții, așa trebuie să-i învățăm și noi, să-i ducem tradiția din generație în generație. Și sunt interesați? Unii mai sunt interesați și după cum acceptă și ei. Care le place, le place. Care nu... Unii au mai plecat în străinătate. În ziua de astăzi, foarte greu are să înveță copiii să cânte, să cânte sau să lucreze sau să facă câte ceva așa care le trage inima. După câte văd eu, cred că slabe speranțe să meargă în continuare tradiția vaidienilor. Dacă nu se pune nimeni și nu are nimeni să-și pună ambiția ca să poartă, să-i scoată tineretul, să-i arate, măi, de aici am plecat. De unde am plecat, să le arate de acolo, de aici, de jos, de unde a plecat tradiția, de unde s-a plecat, de unde s-a țesut, cum s-a țesut în război, cum se purta, că se purta, nu s-a purtat port. Se purta când era bătrânii noștri, în costum național, costum popular național. Așa se purta bătrânii noștri odată. Acum au dat-o în bluj, în... Totul ce nu ne potrivește nouă. Noi nu am purtat, noi am purtat. Trebuie să facem în așa fel ca să fie tradiția. Poartă sportul și cânte scântecul. Să fie în continuare tradiția vaidienilor din partea Ardealului care sunt
proveniți din partea Ardealului și a Banatului. Și a Banatului. Asta rămâne. Să rămâne foarte sportul și cântesc cântecul. Și dumneavoastră, familia voastră a fost din marginea Sibiului? Dânsii se atrag din Banat. Noi sunt familia mea, familia noastră, care... De numele de Marian. Marian se trage din zona Banatului. Dar nu știu de unde să vă spui că... Na, și eu așa am auzit pe părinții mei de când... Da. Iar a mea, din partea lui taică-miu, se trăgea din câte Poiane, din câte Șugac de acolo. Nu știu chiar nici precis comuna, din câte Șugac se trage. Iar mama lui mamica, nu știu, dacă nu a fost măvaică, dacă nu a fost, a fost nemțoaică. Da. Aha, da. Da, de ce să spun că a fost nemțoaică? Nemțoaică. De ce să spun? Și, dumneavoastră, ați fost crescător de, da, de oi? Da, am fost crescător de mic copil, am fost crescător de oi. La urmă am învățat meserie și am lucrat la Olchim, la Râmnicu Vâlcea. Și acolo am avut un accident, am fost lovit la cap și m-am întors înapoi la oi și am stat și în ziua de astăzi nu mi-e rușine ca să când cu fluiera așa să umblu cu oile sau să pun pe măgar sau să umblu cu tracumanță, nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine că de așa am învățat de mic și nu mi-e rușine fiindcă meserie chiar am fost învățat de nemți și de japonezi. Lăcătușeria care am învățat-o la nemți și la japonezi am învățat. Că așa se lucra, combinații sunt făcute, toate sunt făcute de străini, nu sunt făcute de români. Da. Asta a fost. Dar nu mi-a fost rușine că am venit de la combinat, am lăsat polidiscul jos și am pus mâna pe bâtă și pe floră. Asta nu e o rușine. Trebuie să înveți în lumea asta, trebuie să o iei de sigur, jos ca să ajungi sus. Sigur, da. Nu asta se poate. Rușine. Dar, mă rog, ați fost în... La Dobrogea cândva cu oile sau... Nu m-am banat eu am fost. Nu m-am banat, banatul a fost. Banatul și... M-am câteva oi, vreo 10-15 oi din astea țigăi pentru făcut din astea velințe de pat, soluri, din astea șelețoa, nume țigăi ca să nevasta mea să lucreze la, pentru sat, pentru expoziție. Da. Da. Extraordinar. N-am văzut un război așa sus pentru mulți ani. Da. Da, și nevastă mea are acolo, poate a arătat tot și tradiția vaidinilor, cum a fost și cum s-a lucrat. Și... Eu sâmbătă și duminică am fost la Hărezul, la Focoșul de Hărez. Și am fost cu... Diamantanul îl port după mine. Și chiar eu... Ce problemă! Chiar dacă mă mai invită pe undeva, dar mă duc. Cât timp trebuie să facă așa ceva? Să faceți așa ceva? Nu contează timpul, contează să ai un pic de răbdare și să ai un pic de ambiție. Cine lucrează și lucrează, mâna trebuie să producă mereu. Fie că e puțin, fie că e mult, trebuie să producă. Dacă nu muncești și nu produci, nu vei face nimic. Corect, da. Da. Corect. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru Dumnezeu timpul să vă dea noroc și chiar de asta este.